În anii războiului rece, cursa tehnologică dintre cele două superputeri nu se manifesta doar pentru cosmos. Și unii și alții aveau pregătite cunoștințele și tehnologia necesare construirii laserului, așa că Nobelul l-au împărțit doi sovietici și un american lucrând independent. Designerul italian a studiat medicina, însă pasiunea pentru fotografie l-a îndrumat spre modă. Cum mai are o pasiune, sportul, s-a ocupat de echipamentele naționale engleze de fotbal, ca și de costumele de nuntă ale unor mari fotbaliști, inclusiv a lui Cristi Chivu. Compozitorul american a reunit elemente de jazz simfonic cu muzica ușoară, creațiile sale fiind destinate atât teatrelor muzicale cât și sălilor clasice de concerte. La nici 40 de ani i-a fost descoperită o tumoră a creierului, a fost operat, însă nu și-a mai revenit. A treia mare Marie a folclorului românesc, după Maria Lătărețu și Maria Tănase, a avut parte de recunoașterea talentului încă de pe băncile liceului. Cânta dimineața, înainte de sosirea colegilor, și primea aplauze de la femeia de serviciu. Mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, repede au trecut. Să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții, care, Doamne, repede au trecut. Unicul lor din istoria cinematografiei, actorul britanic, s-a impus ca cel mai important reprezentant al școlii shakespeariene. Chiar având titlul nobiliar, refuza să stea de vorbă cu cei care nu îi se adresau cu mult mai familiarul Larry. A fost cel mai mare masacru comis în Europa după cel de-al doilea război mondial. Între timp, Curtea Internațională de Justiție a hotărât că Belgradul nu se face vinovat de masacru. Mai mult, Olanda, ale cărei trupe din cadrul contingentului ONU ar fi trebuit să protejeze populația musulmană, e nevoită să se apere de acuzațiile aduse de Sarajevo. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.